hotărât pentru subscriberi să fac un efort. Știți că am polinizat aceste flori și vreau după circa o săptămână să vă arăt rezultatul. Deci se vede aici pe acest bulbișor, să-i spun așa, unde s-a umflat, e verde și verde puternic. Deci asta înseamnă că a dat rod polinizarea. Am observat și am zis că trebuie neapărat să vă anunț că a dat rod polinizarea. Și o altă bucurie care mi-a făcut floarea mea este că înflorește a doua oară. Deci, mă bucură foarte mult. Deci înflorește hotărât a doua oară. Pe acolo, punctele galbene, se vede, e polen căzut de la floare, de la floarea de sus. Ce să spun, am hrănit-o foarte bine. Cred că ar trebui să vă uitați la prima filmare, cum am mutat-o. Deci floarea este primită de la un vecin care s-a mutat. Mă uit acum să văd ce aș mai putea descoperi, ceva nou. Rădăcini puternice, cum am spus. Deosebit. Vă voi ține la curent. Până atunci, coment, like-uri și dacă nu v-ați înscris, nu ați dat subscribe, e timpul acum. Toate cele bune tuturor subscriberilor.